Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la prima ediție a emisiunii Artă cu Suflet. Sunt Mioara Iovșulescu, fondatoarea Academiei de Artă Handmade București și vă dau întâlnire în fiecare duminică seara de la ora 18, aici pe canalul Tele7 ABC. De ce Artă cu Suflet? Pentru că arta reprezintă manifestarea creativității, talentului și viziunii omului, iar lucrarea rezultată înglobează o parte din emoțiile, trăirile și experiențele de viață ale acestuia. Vă invit așadar într-o incursiune despre artă, de la pictură și sculptură, până la meșteșuguri tradiționale, de la tehnici de lucru manual aplicate în cadrul atelierelor recreative, până la terapii energetice și alte forme de dezvoltare personală. În cadrul emisiunii de astăzi, o avem invitată pe una dintre colegele mele din Academia de Artă Handmade, pe doamna Magda Stan, una dintre veteranele în domeniul mărgelitului, și una dintre cele mai active membre ale Academiei noastre. Bună seara, Magda, și bun venit alături de noi! Bună seara tuturor! Mulțumesc frumos pentru invitație! Cu mare drag! Este o adevărată plăcere să fii astăzi seara alături de noi și să admirăm și să povestim despre ceea ce realizezi tu, pentru că avem și aici în platou o selecție a lucrărilor pe care tu le-ai realizat de-a lungul timpului. Și aș vrea în primul rând să ne spui cum a început această călătorie a ta în lumea artei handmade. Călătoria mea a început în anul 2000, atunci când am decis să plec cu soțul meu la muncă în străinătate. Și cu această ocazie am avut chiar norocul, pot să spun, să o cunosc pe cea mai bună doamnă în domeniul, în arta mărgelitului, și anume Giovanna Poggi Marchesi. A dus mai departe această tradiție ca o moștenire de la bunica ei și m-a întrebat dacă mi-ar place să învăț această artă, acest meșteșug frumos, și i-am spus da, de ce nu, eu sunt deschisă la orice, sunt deschisă la nou, deci tot ce ține de nou și așa îmi place să învăț și să-l duc mai departe. Prima mea incursiune a început cu înșiratul mărgeluțelor pe sârmă. Am înșirat kilometri de mărgeluțe, pentru că așa începe, orice lucru începe de jos, de undeva. După aceea a văzut că îmi place, m-a întrebat dacă aș vrea să învăț să realizez floricele. Prima mea floricică, mi-aduc aminte ca astăzi, a fost floricica de forsiția. Sunt acele floricele, pomișorul acela auriu ce înflorește primăvara. Mi-a plăcut foarte mult, a văzut că merge, m-a întrebat dacă vreau să învăț să realizez și flori de măr. Cum să nu? Erau superbe. Și așa a început incursiunea mea în această lume a mărgelitului. Datorită acestei doamne, care îi mulțumesc chiar, pentru că datorită ei realizezi ce realizezi. Pentru că datorită dumnei ei reușești să transformi o serie de mărgele care poate puse într-o cutie n-ar avea niciun sens, le transformi în niște opere de artă de-a dreptul spectaculoase. Și aș vrea să ne vorbești un pic despre tehnicile acestea pe care tu le folosești în arta mărgelitului, pentru că, ok, mărgelit așa în sensul general, însă fiecare formă de mărgea și fiecare formă de piatră trebuie să fie pusă în valoare într-un anume fel. Te rog să ne spui mai multe despre felul de artă, de tehnică pe care tu îl folosești în procesul tău de creație. Tehnicile le-am învățat singură. Sincer, am căutat să urmez niște cursuri în domeniu pentru că mi-ar fi plăcut, contează foarte mult și când ai o diplomă la mână, da? Dar nu am găsit pe România. Deci nu am găsit absolut nimic. Și atunci am căutat pe YouTube, bineînțeles că am găsit tot pe limba italiană, m-am legat de acest lucru, cunosc în limba italiană, erau foarte multe și pe limba rusă, pe limba engleză, dar m-am legat tot de limba italiană. Am găsit, pentru că într-adevăr, la fiecare lucrare se folosește o tehnică anume. Și de aici am învățat toate tehnicile pe care le utilizăm în realizarea acestor creații, să spun. De exemplu, la o floricică, cea mai cunoscută tehnică este tehnica franceză, care este cunoscută de mii de ani în urmă. Iar aici am folosit tehnica franceză și la petale și la floricică, de exemplu. Dar sunt anumite tehnici. Sunt tehnici mult mai elaborate. De exemplu, să realizezi o floare de mac, se folosește tehnica două fire. Este puțin mai complexă. Cea mai simplă este tehnica trandafirului. Este cea mai simplă pe care poate să o realizeze oricine și un începător.
tehnica tubului pentru realizarea pistilului unei flori. Deci fiecare aranjament în parte, fiecare floricică în parte are tehnica ei ce trebuie utilizată. Și iată, astea le-am învățat singură, fiind autodidactă, am descoperit toate aceste tehnici, fără de care nu pot să realizez. Iată așadar că se ridică acum problematica aceasta a cursurilor și a unui mod de pregătire, să spunem, și în acest domeniu. Este adevărat că și eu am făcut câteva cercetări și am încercat să văd dacă există la noi în România această clasificare, să spunem, a ocupațiilor în ceea ce privește arta handmade sau arta sau meșteșugurile tradiționale sau ceva ce se poate lega de partea aceasta de lucru manual, și este adevărat că nu am găsit nimic deja autorizat. Și se pare că noi cu Academia de Artă Handmade București avem de lucru și în acest domeniu și ar fi bine să reușim într-un timp cât mai scurt să punem bazele și acestui proiect care să fie Școala de Artă Handmade cu posibilitatea de a organiza cursuri acreditate, autorizate, atât pentru începători, pentru domnii sau doamnele care doresc să învețe doar așa pentru a se recrea, pentru a se relaxa, dar și pentru cursul de perfecționare, pentru aceia și acelea dintre noi care doresc să ducă această artă mai departe și care doresc să o ducă la nivelul următor. Da. Tu spuneai că doamna Giovanna, de la care tu ai avut norocul să înveți această artă a mărgelitului, ducea mai departe tradiția bunicii. Tu ești de undeva din zona Dâmbovița. Da. Care sunt tradițiile, meșteșugurile, ca să le spunem așa, cele mai folosite în zona ta? Sau se mai folosesc? Mai sunt tinerii din ziua de astăzi? Mai au interes pentru astfel de activități? Mai sunt bătrâni care să învețe? Care este situația? Nu. Îți spun nu, nu sunt. Tinerii nu sunt predispuși spre așa ceva, spre acest tip de artă, nu. Bătrânii nu am cunoscut, sincer, care să practice sau nimic în acest sens, deci nu am cunoscut. În zona mea eu locuiesc chiar aproape de Târgu Oviște, la 13 km, nu știu, probabil fiind o zonă mai aproape de oraș, deci chiar nu cunosc persoane. În schimb, soțul meu locuiește pe Valea Dâmboviței, adică părinții erau din Valea Dâmboviței, de acolo. Acolo bătrânii într-adevăr respectau. Am cunoscut bunicii lui, cel puțin, eu i-am cunoscut purtând costumele naționale, care știu că tu ești foarte pasionată de acest lucru. Eu așa i-am cunoscut, îmbrăcați în costum național. Deci în zona aceea, spre Voinești, toată lumea a auzit de Voinești. Mărul de Voinești. Da, da, frumosul de Voinești. Da, spre zona aceea, da. Dar în zona în care locuiesc eu, nu. Sincer, nu. Știu că ai colaborat cu școala din zona în care locuiești, ai colaborat cu autoritățile locale, ai mers la școală și ai ținut cursuri. Care a fost impactul? Cum au primit copiii, tinerii, această învățătură pe care tu ai fost dispusă să le oferi? Am fost invitată la un eveniment, la Căminul Cultural al Comunei, din care fac parte. Doamna directoare a avut bunăvoința să mă invite la acel eveniment, doamna directoare Liliana. Îi mulțumesc pe această cale, iată, și m-a rugat să prezint, am avut câteva lucrări pe care le-am prezentat despre această artă handmade, pentru că, într-adevăr, chiar nu știa nimeni nimic. Au rămas foarte surprinși când au văzut ce se poate realiza din niște mărgeluțe minuscule, că până la urmă le spune mărgeluțe de nisip, dar se numesc așa datorită dimensiunilor lor foarte mici pe care le au, ele sunt din sticlă, de fapt. Au rămas foarte surprinși când au văzut ce se poate realiza din aceste mărgeluțe. Surprinși. Pot spune că au rămas surprinși. Atât. Atât. Da. Au fost surprinși, le-a plăcut, însă nu și-au manifestat dorința de a învăța. Nu. Deși tu ai spus că ai învățat această artă, aceste tehnici de mărgelit, le-ai învățat în Italia, eu îmi amintesc de vremurile în care eram copil în casa bunicilor mei și undeva în județul Dolj se întâmpla lucrul acesta. Eu am văzut în casa bunicilor mei aranjamente din mărgeluțe, așa, nu erau atât de elaborate și nu erau aceste modele
pentru că erau mai tradiționale, erau pe culorile din zona respectivă. Însă eu am văzut acest tip de aranjamente din mărgele și cred că sunt oarecum și originare din România. Și poate ar fi bine să facem o cercetare în acest domeniu și să vedem unde s-a pierdut acest meșteșug. Pentru că este adevărat, acum nu regăsim nici în muzee, nu regăsim astfel de piese, da. Nu le mai regăsim nici în casele tradiționale din mediul rural și poate că ar fi un moment bun să reînviem această artă, să reînviem această tehnică. Tu ai creat obiecte spectaculoase, nu am putut să le aducem astăzi aici pentru că sunt prezentate în expoziții pe care noi le organizăm la nivel național. Și astăzi, pentru că suntem în preajma Crăciunului, ne-am gândit să venim cu ceva specific acestei perioade. Ce simți tu când creezi un obiect și mai ales când ai așa o temă deosebită și știi că trebuie să creezi ceva pentru o expoziție? Deci, în primul rând, îmi plac provocările. Și tu m-ai provocat de multe ori. Îmi place să spun că fiecare artizan în parte pune o bucățică din sufletul lui în acea lucrare. Și chiar așa este. Pe mine, sincer, mă relaxează foarte mult. Eu când mă așez la masa mea de lucru, pot sta acolo cu orele, fără nicio problemă. Îmi place foarte mult să lucrez cu mărgelele, chiar așa micuțe cum sunt, mă întreabă persoanele dacă mai văd bine, nicio problemă, că avem ajutoarele de nădejde. Dar da, și mai ales că acum au apărut materialele moderne. Deci eu când înșiram în 2000 mărgeluțele pe sârmă, le înșiram manual. Acum au apărut tot felul de ustensile care ne ajută, se cheamă bead spinner, este un... ceva din lemn care are învârtim așa ca o morișcă, acolo punem mărgeluțele și le înșirăm mult mai repede. Deci s-au schimbat foarte mult materialele, deci din 2000 până acum sunt și totul merge mult mai ușor în acest sens. Dar îmi place maxim să lucrez, îmi place să realizez și chiar mă și inspir, recunosc, de ce nu, dacă văd un model care îmi place, mă inspir, dar niciodată acel model al meu de fapt nu va ieși ca cel pe care l-am văzut. Pentru că fiecare creator lucrează în felul lui. Fiecare creator are mâna lui, adibăcia lui, nu? Deci suntem diferiți. Da, mă și inspir, recunosc, de ce nu? Dar de multe ori, acum în preajma sărbătorilor de Crăciun, sunt tot felul de aranjamente. Acela, de exemplu, le-am realizat, am văzut un aranjament natural. Mi-a plăcut foarte mult cum arată și m-am gândit să-l reproduc. Da. Vorbim despre acesta, nu? Da. Este o floare de magnolie, cu câteva crânguțe de brad, câteva frunzulițe decorative, da. Deci mi-a plăcut foarte mult naturalul cum arată și am vrut să-l reproduc. Și iată, așa arată reprodus. Așadar, natura este o sursă de inspirație pentru fiecare dintre noi. Chiar așa se întâmplă și pentru mine în ceea ce creez. Natura reprezintă principala sursă de inspirație. Da. Tu spuneai la un moment dat că... Și te citez, sunt de părere că nimic nu vine către noi întâmplător. Totul vine cu un scop, un scop din care avem de învățat, fie o lecție, poate fi o binecuvântare, sau în alte cazuri pot rămâne lângă noi pentru totdeauna. Deci totul este scris să apară în viața noastră. Oameni, întâmplări, situații. Probabil că nici această întâlnire a ta cu Giovanna în Veneția și această orientare a ta către zona artistică nu a fost întâmplătoare, bineînțeles. Ce schimbări a adus arta, creativitatea, manifestarea creativității și a talentului tău? Ce schimbări a adus în viața ta? Majore. Și așa este. Citatul acesta îmi place maxim și așa este. Este perfect adevărat. Mie mi s-a întâmplat în viață, exact atunci când am avut nevoie, să întâlnesc persoana care m-a ajutat într-un fel sau altul. Deci și cu Giovanna, da, recunosc, datorită ei realizez aceste minunății, pentru că ea m-a introdus în această lume minunată a mărgelitului. Așa este, nimic nu este întâmplător, totul vine către noi cu un motiv, cu un motiv. Fie că învățăm o lecție, fie că este o binecuvântare. De fapt, o lecție și o binecuvântare este cam același lucru. Și sunt persoane care rămân lângă noi pentru totdeauna. Sunt persoane de la care avem de învățat, pentru că iată, am stat la ea o perioadă, am învățat, m-a introdus în această lume. După aceea, fiecare a plecat pe drumul lui, pentru că
Viața ne împarte așa, unde nici nu ne gândim câteodată. Da, îmi place maxim. Mi-a adus o schimbare majoră. În primul rând, am mai spus, mă relaxează maxim când mă apuc să lucrez. Ori de câte ori am așa, pentru că avem cu toții diferite probleme minore, mă așez la masa mea și gata, acolo este oaza mea de liniște. Deci îmi place maxim, mă relaxează nespus de mult. Și după aceea rezultatul final este cel care contează până la urmă. Este bucuria aceea de a vedea ce ai creat tu cu mâinile tale, ce ai reușit să materializezi, pentru că totul pornește de la o idee, de la un vis, de la un gând, de la o viziune care se transpune în realitate, se materializează într-un produs, într-un obiect de artă. Da. Cum ai făcut trecerea de la aranjamente florale, pentru că înțeleg că acestea au fost piesele de început, așa ai fost introdusă în lumea aceasta. Cum ai făcut transferul către bijuterii, către tiare? Da, am plecat cu florile pentru că flori am învățat să realizez. Am început să le modific puțin, mă uit la o floare și încerc să o reproduc exact așa cum este. Da, sunt anumite flori care se realizează mai greu pentru că se folosesc tehnici puțin mai diverse, dar nu mă las până nu-mi iese. Trecerea la tiare am făcut-o datorită ție, pentru că tu m-ai provocat. Tu m-ai provocat, ai uitat. Deci tu m-ai provocat la tiare. Eu am început cu accesoriile pentru păr, floricele de pus în păr. Da, mi-au plăcut foarte mult, la diferite evenimente sunt foarte frumoase și chiar mi s-au cerut să realizez. Da, sunt foarte delicate și felul acesta în care tu combini culorile și mărgelele pe care le folosești, folosești și pietre semiprețioase în anumite lucrări, este într-adevăr și aceasta o parte, să spunem, a creativității tale. Cum primește publicul genul acesta de produse? Accesoriile pentru păr au fost foarte bine primite, foarte bine primite. Au plăcut și da, într-adevăr, am încercat să folosesc materiale de calitate. Am descoperit cu ceva luni în urmă mărgelele Ornella Preziosa, care sunt de cea mai bună calitate. Și folosesc și cristale din sticlă fațetate, diferite. Da, am încercat să utilizez materiale cât mai calitative, mărgeluțe cât mai calitative. Au fost bine primite accesoriile pentru păr. După aceea, autodidactă fiind, mi-a plăcut foarte mult tehnica aceasta bead crochet. Cum porți tu brățărica de la mână, este realizată în tehnica bead crochet, care m-a atras, nu știu, mi-a plăcut atunci când am văzut și bineînțeles că am învățat-o singură și am încercat și cerceluș și coliere, am încercat să realizez și prin această tehnică. Și cu tiarele, tu m-ai provocat la tiare, mi-ai dat o provocare, mi-aduc aminte, și de atunci am rămas pe tiare pentru că sunt minunate. Iată ce se poate realiza din niște mărgeluțe, fie ele că sunt cristale, sunt perle din sticlă. Da, aceasta este tiara, prima tiară pe care ai realizat-o tu, într-adevăr, la cererea mea. Da. Și este o tiară pe care am accesorizat-o cu un costum tradițional, autentic, cu o vechime remarcabilă. Da. Și aceasta, ca să ne ducem în zona aceasta a provocărilor, este cumva o modalitate de a aduce în actualitate și în modernitate tehnicile acestea vechi și de a pune cumva în valoare, în timpurile noastre moderne, de a pune în valoare vechile tradiții, vechile obiceiuri. Este adevărat, trebuie să le reinterpretăm, trebuie să le schimbăm, astfel încât tinerii, copiii noștri și generațiile care vin după noi să aibă interes față de ele, să-și dorească să le poarte, să-și dorească să le aibă, să le aprecieze. Pentru că este adevărat, trăim în această era a tehnologiei, avem acces acum la tot felul de informații, avem acces la culturi internaționale, din care importăm, unele ne plac mai mult, altele mai puțin, și cumva trebuie să facem, să găsim acele modalități prin care să-i conștientizăm și pe copiii noștri de valorile noastre tradiționale și să-i cointeresăm, să își dorească să le perpetueze,
să le cunoască și să le valorifice. Ne întoarcem la partea aceasta de tradiție și de a duce mai departe meșteșugurile din moș strămoș. Spuneai că în zona ta, pentru că locuiești mai aproape de oraș, nu se mai păstrează tradiții, nu se mai păstrează obiceiuri. Nici măcar acum în preajma Crăciunului nu există anumite obiceiuri care să vină din trecut, colindatul sau, nu știu, altceva, alte obiceiuri care erau plăcute, care aduceau bucurie oamenilor de demult. Ba da, obiceiurile se păstrează. Colindatul, da, este un obicei frumos pe care și eu îl practicam când eram copil, pentru că ne plăcea foarte mult să venim cu trăistuța plină cu covrigei acasă. Dar am observat că sunt din ce în ce mai puțini copii care vin și cu colindatul. Nu știu care ar putea să fie cauza. Chiar nu mi-explic care ar putea să fie cauza. Da, acest obicei se păstrează și sunt obiceiurile de Crăciun frumoase. Se vine cu capra, se vine după Revelion imediat prima zi cu sorcova, se vine cu plugușorul în ziua de Revelion. Da, se păstrează. Chiar vorbesc cu ai mei, ne pare foarte rău că se pierd aceste tradiții. Nu înțeleg de ce. Pentru că observ că pe an ce trece vin tot mai puțin copii. Chiar nu mi-explic acest fenomen. Vin din ce în ce mai puțin copii la colindat, da. Poate și din cauza faptului că părinții nu mai transmit această valoare, nu-i mai împing pe copii de la spate să meargă să colinde. Da. Din ce am văzut și din ce mai povestesc și bunicii mei, pe vremuri mergeau și adulții la colindat. Erau cete de copii și de adulți care mergeau împreună. Acum nu. Da. Așa este. Sunt foarte puțini copii cu părinți, într-adevăr. Și eu și noi la fel gândim. Prima problemă vine din partea părinților, pentru că dacă nu țin suflet de mic, știi, unele obiceiuri, de exemplu, cum este acesta, copilul nu are de unde să știe. Sunt părinți cu copii, dar puțini. Respectiv, anii trecuți sunt din ce în ce mai puțini. Și chiar ne pare sincer rău, dar... Dar nu avem ce să facem. Acestea sunt vremurile pe care le trăim și ar fi bine să ne aducem aminte și să ne întoarcem un pic la tradiții, să ne întoarcem un pic la obiceiuri, să ne întoarcem un pic la bucuria, căldura, iubirea familiei, așa cum erau ele percepute pe vremea bunicilor noștri, pentru că deși atunci nu exista internet, nu existau atât de multe informații, nu existau atât de multe posibilități de petrecerea timpului liber, oamenii erau mai liniștiți, erau mai calmi, erau mai fericiți. Așa e. Vom lua o scurtă pauză de publicitate acum, după care revenim să ne continuăm povestea în lumea artei handmade împreună cu Magda Stan. Revenit, doamnelor și domnilor, cu invitata noastră din această seară, Magda Stan. Magda, aș vrea să discutăm puțin acum despre participarea aceasta a ta la expoziții, alături de Academia de Artă Handmade București sau alături de alte organizații care promovează tot ceea ce înseamnă artă și creativitate în România. Și aș vrea să-mi spui... Care a fost experiența, ultima ta experiență la Muzeul Național al Literaturii Române?
Am avut o experiență foarte frumoasă la ultima noastră expoziție realizată în cadrul Academiei de Artă Handmade, București. Am avut o experiență plăcută deoarece au venit foarte mulți studenți de la Academia de Arte să ne viziteze. Au vizitat așa foarte în amănunt tot ce a fost expus acolo. Și ce m-a atras cel mai mult la tineri, m-au întrebat la un aranjament floral ce tip de mărgeluțe am folosit, dacă am folosit mărgeluțe de calitate, deci ei știau despre ce vorbesc, mi-au pus întrebările la punct, așa, strict. Foarte tehnic. Exact. Ce tip de mărgeluțe am utilizat, ce tehnică am folosit, erau foarte încântați, le-a plăcut foarte mult. Deci acest lucru m-a impactat în mod plăcut, pentru că, iată, mă întrebai de tineri, dar tinerii aceștia sunt într-un alt mediu. Exact, exact. Bun, ceea ce este îmbucurător, într-adevăr, să vedem că la nivel academic se studiază dincolo de arta plastică, de pictură și sculptură, care da. Sunt în mod tradițional artele studiate în mediul academic. Da. Este bine să vedem că se studiază și alte tehnici, că sunt apreciate în aceeași măsură și meșteșugurile și tehnicile acestea handmade, de lucru manual, care sunt unele tradiționale folosite din mod strămoș la noi în România, cum este cusutul, croșetatul, da. Dar și acestea mai puțin cunoscute sau mai noi sau importate, să spunem, din alte culturi, care până la urmă generează un obiect de artă handmade, generează o lucrare care aduce bucurie, care înfrumusețează viața, casa, biroul. Da. Și este într-adevăr îmbucurător da. Vedem că la nivelul acesta academic studenții sunt interesați să studieze și altceva. Este da. foarte interesant. Da. Tu, dincolo de partea aceasta creativă, de această pasiunea ta pentru ceea ce înseamnă mărgele și transpunerea lor în obiecte unicat, ai și un serviciu, ai o activitate da. zilnică. Știu că ești în zona aceasta de consultanță comercială, într-o companie de tip multilevel marketing. Da. Și aș vrea să ne spui mai multe despre activitatea aceasta a ta, fără să dăm nume de da. Companie, evident, nu facem reclamă nimănui. Da. Dar este totuși un domeniu destul de puțin cunoscut. Și eu chiar aș fi interesată să aflu cum funcționează, ce beneficii îți aduce și ce ai învățat tu din toată această experiență. Frumos. Da, deci întotdeauna și în live-urile mele spun și mă mândresc. Handmade-ul este pasiunea mea, este jobul meu, este liniștea mea, este tot ce vrei. O a doua natură pentru da, tine. Da, cam așa. Iar anul trecut, în luna august, am descoperit și această activitate în network marketing, despre care nu știam absolut nimic, habar nu aveam, am învățat foarte multe lucruri. Această activitate am început-o datorită pentru că compania își desfășoară, produce și comercializează în domeniul wellness, domeniul bunăstării în general, de la interior spre exterior. Confruntându-mă cu unele probleme de sănătate, pentru că fiecare ne confruntăm, unii mai grav, alții mai puțin grav și așa mai departe, aveam unele probleme cărora nu prea le găseam rezolvare, cu toate că analizele mele erau perfect bune, am descoperit aceste suplimente, sunt suplimente naturiste, care mie mi-au redat starea de bine, mi-au adus starea în care sunt astăzi, în ziua de astăzi, dar cel mai important pentru mine și cel mai mult mă fascinează la această activitate, schimbarea mea personală, ca persoană. Pentru că dacă ți-aduce aminte, la o expoziție de-a noastră la Casa Elian ne lua niște interviuri așa la câteva colegi și am plâns fiecare cât am putut și ne-ai întrebat, mă, dar ce aveți de plângeri? E, dacă eu nu desfășuram această activitate, acum cu siguranță plângeam. Da, deci m-a schimbat foarte mult, în primul rând, pe mine ca persoană. Este o activitate frumoasă, este o activitate cu oameni, despre oameni, pentru oameni. Deci în această direcție se desfășoară această activitate. Consum și dau mai departe beneficiile pe care le aduc aceste produse pe care eu le folosesc. Nu sunt numai suplimente naturiste, sunt programe de remodelare corporală,
Sunt produse pentru îngrijirea părului, îngrijirea pielii tenului, îngrijirea corpului, tot ce ține de noi ca persoane, ca ființe. Ajută foarte mult. Sunt produse naturale, 100%. Uite, acest colier este un colier ce se utilizează, deci aceasta este o floare de lotus, se utilizează pentru uleiurile esențiale. Aici este o bucățică de puzlă, se schimbă culoarea care vrei tu să o pui. Am picurat ulei esențial de lavandă în această dimineață pentru că știam că voi veni la acest interviu. Lavanda care ne calmează, deci produce și comercializează și uleiurile esențiale. Uleiurile esențiale de regulă sunt catalogate ca și produse cosmetice, dar aceste uleiuri ale companiei cu care eu am colaborarea sunt suplimente naturale, se pot și înghiți. Știm că foarte multe uleiuri esențiale nu se pot înghiți, dar acestea da. Iar eu aici mi-am picurat ulei esențial de lavandă, ulei esențial de lămâie și ulei esențial de portocală. Ce sunt, le folosesc zilnic, în fiecare dimineață, pentru că sunt așa categorisite pe zone ale corpului. Și lavanda, portocala, scuze, și lămâia sunt catalogate nota medie superioară a corpului nostru, deci tot ce ține de capul nostru, cum ar veni. Și ne aduce starea de bine, de bună dispoziție, de încredere în sine, cu sinele, nu? Cu sinele tău. Deci minunat, îmi place maxim această activitate. Așadar, tu ai venit astăzi pregătită cu o notă de lavandă care ți aduce pace, calm, liniște, da. Și cu note de lămâie și de portocală, da, care îți dezvoltă creativitatea, claritatea, starea de bine, bună dispoziția. Foarte interesant. Da. Și se pare că prin această activitate de networking și de marketing în același timp, de sunt teoretic două activități îmbinate, tu participi și la niște sesiuni, la niște traininguri, la formări, atât în ceea ce privește zona comercială, de tehnici de afaceri, da. Dar și în ceea ce privește partea de dezvoltare personală, de, nu știu, leadership, de comunicare, de... Poți să ne dai mai multe detalii? Da. Deci echipa din care fac parte este echipa românilor și a moldovenilor de pretutindeni, pentru că noi suntem așa împrăștiați cam peste tot prin lume, dar această companie are strict colaborare cu Europa, iar mai nou și-a deschis porțile către continentul african, are sediul nou la Capo Verde și bineînțeles că se va extinde și mai departe. În cadrul acestei echipe, deci a fost fondată de o româncă de-a noastră care a plecat la muncă în afară și a simțit, știi, feeling-ul acela și a creat această echipă a românilor și mordovenilor de pretutindeni. În cadrul acestei activități noi avem parte de formări gratuite, noi nu plătim absolut nimic pentru ele. Am colege venite din alte companii care spuneau că se plătesc bănuți pentru aceste cursuri, noi nu. Gratuite și avem... Dimineața ne începem ziua cu zoom-ul de echipă, în care este foarte frumos, pentru că noi personal între noi nu ne cunoaștem, ne cunoaștem doar prin intermediul ecranului telefonului. Și am legat așa niște prietenii, niște amiciții. Avem chatul nostru în care ne întrebăm, bineînțeles, ce avem nevoie să ne întrebăm între noi. Și cum spune founderul nostru, uniunea face diferența și chiar așa este. Pentru că o echipă de femei puternice, de femei hotărâte, determinate, care știu ce vor și așa mai departe, chiar reușesc să facă o diferență. Da, avem parte de formări gratuite, iar în această direcție am mers și pe niște cursuri de dezvoltare personală, pentru că avem foarte mult de lucru cu noi înșine. Urmez și niște cursuri în acest sens. Nu știu dacă pot să-i dau numele... Mai nu, bine, cred că nu este nu, cazul. Mai bine nu, okay. Ca să nu avem probleme. Da. Deci urmez și niște cursuri pe dezvoltare personală. Dar acestea le urmez eu, că așa am decis eu, pentru că ne învață mult mai multe lucruri exact în această direcție. Fiecare prinde de unde crede el că este mai ușor de prins idei și tot ce ni se comunică. Dar în cadrul acestei colaborări avem parte de tot felul de zoom-uri pe vânzare, pentru că până la urmă vindem. De promovare, de tot ce vrem noi. Deci avem... De social media, exact. Pentru că în ziua de astăzi totul se întâmplă pe social media, totul trebuie să fie public, trebuie să fie la vedere, da. Oamenii trebuie să știe cine ești, cu ce te ocupi, ce faci, da. Care este statutul tău profesional, care este statutul tău social, exact. Și așa mai departe. Da.
Tu, de meserie, ca și formare, ai fost secretar dactilograf și încă ești. Presupun că dacă ți aduce cineva acum o mașină de scris, da, scrii imediat, redactezi o hotărâre judecătorească după dictare imediat. Da. Deci ai fost obișnuită să trăiești într-un colectiv, să fii înconjurată de oameni mulți și să-ți desfășori activitatea astfel. Da. În Italia, la fel, cât ai stat aproape 20 de ani, ai lucrat înconjurată de oameni. În România, când te-ai întors, am avut o perioadă în care și noi am putut să lucrăm și să ne desfășurăm activitatea la birou, împreună cu colegi, în colectiv. A venit pandemia. A venit pandemia și cu probleme, dar și cu provocări care ne-au obligat, ne-au forțat să găsim soluții. Și probabil că soluția cea mai practicată este această comunicare online, Zoom-ul, Teams-ul și tot felul de alte modalități prin care noi putem să comunicăm la distanță. Cum simți? Care este diferența între comunicarea personală față în față și această comunicare la distanță online prin intermediul ecranului? Simți că este vreo diferență? Te impactează în vreun fel? Da, este diferență, normal. De exemplu, în lumea handmade-ului este altceva când vezi o lucrare pe viu, când poți să o atingi și să simți așa fiecare pietricică. Da, este culorile, nu putem să le redăm chiar atât de bine cum sunt ele cu adevărat prin ecranul telefonului. Dar lumea, vezi, merge în această direcție. Depindem de telefon, suntem dependenți de telefon. Totul se desfășoară pe rețelele sociale, da, este o mare diferență. Dar uite, jobul acesta în network marketing se desfășoară în online. Noi suntem prezenți pe toate rețelele sociale, deci totul se desfășoară doar datorită rețelelor sociale. Știu că înainte, cu vremuri în urmă, se desfășura din ușă în ușă, cum se spune, nu? Să mergeai cu catalogul și prezentai produsul și așa mai departe. Mie, sincer, mi se pare mult mai ușor modul acesta de a lucra prin rețelele sociale. Deci mi se pare mult mai ușor. Crezi că te conectezi la fel de ușor și la fel de bine cu oamenii prin intermediul ecranului decât dacă ai fi mers din ușă în ușă, de exemplu? Nu știu. Nu. Cu siguranță te conectezi mult mai bine dacă vezi persoana față în față, pentru că altfel vorbim noi față în față și altfel s-ar desfășura conversația. Se desfășoară, de fapt, printr-un apel telefonic sau... De multe ori, persoanele care sunt interesate de produsele mele mă sună pe Messenger să ne vedem. Atunci când te vezi, nu știu, persoana capătă o mult mai mare încredere decât dacă te-ar auzi pur și simplu la telefon. Deci vrea să te vadă. Uite, chiar vreau să-ți mărturisesc ceva pe această cale. Ieri am primit un feedback pozitiv de la o fată. O fată care mi-a spus că mă iubește ieri. Am rămas foarte impresionată. Nu, mă iubește în sensul bun și mi-a spus așa: îi mulțumesc lui Dumnezeu că te-a scos în calea mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ai început să desfășori această activitate pentru că cu ajutorul acestor produse și-a rezolvat unele probleme. Pentru că multe persoane încearcă să evite cât se poate, Doamne ferește, nu sunt împotriva tratamentelor medicamentoase, dar foarte multe persoane au început să vină spre partea aceasta de naturiste, deoarece au zis că și așa suntem plini de chimicale, în fine, acesta este adevărul și chiar mi-a mulțumit, ea a avut să meargă pe suplimente naturiste și exact așa s-a exprimat el. Și am spus, nu pot decât să mă bucur, inima mea este plină de bucurie, nu când aud asemenea cuvinte frumoase. Da, dar cum spui și tu, impactul față în față este mult mai ok. Da, trăim într-o lume digitală și nu avem decât să ne adaptăm, pentru că altfel suntem lăsați în urmă. Da. Dar da, eu mă gândeam că fiind o activitate comercială care implică produse, consum de produse, testare, mă gândeam că poate oamenii și-ar dori să testeze, să vadă cum funcționează, ce gust au, cum se simte când le folosești, pentru că spuneai că aveți în portofoliul vostru de produse și cosmetice și produse de îngrijire corporală și așa
mai departe. Stau și mă gândesc când mergi într-o parfumerie, că îți dorești să vezi cum se simte, cum miroase, cum acționează, cum se simte pe piele produsul respectiv, crema, rujul, nu știu. Da. Și mă gândesc că este mai dificil, având în vedere că oamenii nu au această posibilitate să testeze înainte produsul. Ți se întâmplă să existe diferențe, nu știu, sau să primești reclamații, nu știu, recomandări, că produsul pe care l-au primit nu arată exact ca cel care a fost prezentat, că e o diferență de gust, de culoare, de nu știu. Nu. Nu mi s-a întâmplat. Mi-a spus cineva odată, consuma un supliment, de fapt mai multe persoane mi-au spus și la următoarea achiziție nu mai avea aceeași consistență, dar ne explica foarte clar, consistența produsului în sine fiind doar din plante naturale, își poate modifica gustul și consistența, pentru că depind foarte mult de condițiile climatice, de regiunea în care într-un an a plouat mai mult, într-un an a fost secetă, deci depinde de foarte mulți factori. Atât, doar în acest sens am primit. În rest nu am primit nicio reclamație, să spun, de la nimeni și noi suntem produsul produsului. Deci dacă persoana mă vede pe mine că eu, Magda, utilizez această apă, cine are încredere în mine, consumă și el aceeași apă, înțelegi? Cine nu va consuma niciodată. Deci tu spui că, practic, brandul personal, exemplul personal, ceea ce ești tu și ce faci tu și modul în care tu te manifesti, practic sunt elementele cheie care te ajută să vinzi. Exact. Pe online. Aceste produse. Da, pe online, în mediul online. Da. Bun. Da. Acum, pe finalul emisiunii, aș vrea să ne întoarcem un pic la subiectul esențial al emisiunii noastre și anume arta și arta cu suflet. Pentru că ai spus și tu la început că fiecare produs este unic și conține o parte din sufletul artistului, din sufletul celui care creează obiectul respectiv. Ți s-a întâmplat, pentru că ai spus că în activitatea aceasta comercială pe care o desfășori, să primești feedback-uri pozitive și oamenii te sună și îți mulțumesc și chiar îți spun că te iubesc pentru că i-ai ajutat. Ți s-a întâmplat în partea cealaltă, artei handmade, să primești astfel de feedback, de mesaje care să te emoționeze din partea clienților tăi? Da, cu siguranță. Chiar ultima clientă am avut-o din Belgia. Deci totul s-a desfășurat vizitând pagina noastră pe care promovăm produsele handmade, articolele. I-am realizat ceea ce ne-a comandat, de fapt, pentru că ne-a spus exact, omul când știe ce vrea, îți dă exact toate indicațiile. Ne-a dimensiuni, înălțime, tot am primit, bineînțeles că am respectat și când le-a primit, deja le-a așezat în sufragerie, în vasele pe care le avea deja pregătite, 3 articole mi-a cerut, ne-a trimis poză și ne-a mulțumit din suflet, a zis că este foarte încântată și că sunt mult mai frumoase în realitate decât ceea ce vede pe telefon. Da, am primit și în acest sens. Mă bucur foarte mult că oamenii apreciază și că transmit această apreciere printr-un gest, printr-un cuvânt, printr-un mesaj telefonic, pentru că este foarte important. Pentru un artist, de fapt, cel mai important lucru este aprecierea pe care o primește din partea publicului și din partea clienților săi dacă vinde produsul respectiv. Da. Noi ne apropiem de finalul acestei emisiuni și pentru că suntem în preajma sărbătorilor, aș vrea să te rog, Magda, să transmiți un mesaj, un gând bun pentru telespectatorii noștri. Tot binele din lume. Ce îmi doresc mie, doresc tuturor. Deci să avem sărbători cu pace, cu liniște, cu bunăstare, cu tot ce vrea fiecare. Asta contează cel mai mult. Îți mulțumesc frumos pentru prezența ta în emisiunea de astăzi. Îți mulțumesc pentru că ne-ai împărtășit din cunoașterea ta, atât în domeniul handmade, cât și în domeniul comercial, în domeniul acesta mai puțin cunoscut al network marketingului. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă dau întâlnire la o nouă emisiune, Artă cu suflet, duminica viitoare, de la ora 18, tot aici, pe canalul Tele7 ABC. Sunt Mioara Iovciulescu, vă doresc să aveți o săptămână minunată și să vă bucurați de arta de a trăi frumos în fiecare zi.